Bună ziua, numele sunt gazda voastră Timo, gazda voastră veche Timo, care o mai ține minte desigur și o să vreau să vorbim câteva chestii foarte interesante în acest videoclip de astăzi. Probabil știți că cine mă ține minte că am fost foarte inactiv pentru o grămadă de timp și am făcut și un canal nou și apare nici acum n-am mai postat nimica și mi se aude Discord-ul, fuck this shit. Deci dacă mi s-au de Discord-ul. Așa, unde eram? Dar cei care mai țineți minte, am avut și în trecut chestii mai cancer, adică chestii care chiar m-am lăsat de YouTube pentru o vreme și am revenit și m-am lăsat și am revenit. Și uneori am adus anumite scuze ca să pot oarecum să scap de motivul pentru care am fost inactiv, dar cred că niciodată n-am vorbit adevărat un motiv de ce nu prea am, de ce m-am schimbat în ultima vreme și n-am mai fost foarte activ pe YouTube. În idee vine că nu v-am spus vreodată de ce m-am lăsat cu adevărat de YouTube, pentru că erau niște chestii care erau mai cringe, mai de pe vremea de când eram un copil prost și făceam o grămadă de chestii cancer, adică în idee, aș vrea să discutăm despre motivele adevărate de ce m-am lăsat de atât de multe ori de YouTube și anul trecut, dar și acum 2-3 ani, să zicem cam așa. Pentru că niciodată nu v-am spus adevăratele motive. Adevăratele motive fiind unele mai triste pentru cazul meu. Pentru că am fost un copil foarte prost în trecut și nu prea luam decizii coerente. Nu prea am păsat foarte mult de persoanele care erau apropiate de mine. Nu eram chiar așa cum păream că sunt pe YouTube. Asta e un adevăr foarte, foarte da. Și aș vrea să începem prima oară cu acum 3, 4 și nici nu mai știu sincer când a fost prima parte în care am început să mă las de YouTube și să mă schimb și să nu mai fac aceleași chestii la fel, să fiu inactiv. A fost când am cunoscut-o prin 2016, parcă, sau 2017, cred că 2017 pe acolo. Ba nu. Cred că 2015, actually. Când am cunoscut pe pisica. Cred că mai țineți minte pe pisica X de persoana. Era o fată cu care stăteam foarte mult pe Minecraft și făceam alte chestii. Păi, eu când eram mai mic, în momentul ăla era cam. Cred că pisica a fost prima fată cu care am vorbit în viața mea gen așa de mult și gândiți-vă că n-aveam nicio experiență cu chestiile astea și am fost un simp foarte mare. Da. Chestia asta, că n-am avut niciodată o relație, chiar că era una virtuală, m-a făcut să pun mai multă importanță altor chestii în loc să pun importanță pe ceea ce îmi place mie personal. Și în primul rând am început să nu mai vorbesc cu unii prieteni de-a mei, fiindcă stăteam numai cu ea pe Skype. Era Skype atunci, nu era Discord. Stăteam pe Skype foarte mult cu ea în vremea aia și lăsam prietenii mei baltă. Mi-aduc aminte că stăteam foarte mult pe Minecraft, începeam să o aduc în foarte multe videoclipuri numai pe ea și numai pe ea, dar nu știu de ce. Cred că eram îndrăgostit ca dracu. S-au schimbat și cum mă privesc prietenii mei pe mine gen, cum mă privesc pe mine. Și-a schimbat părerea despre mine că stăteam doar cu ea și nu făceam altceva și că mă purtam foarte cringe, să zicem. Și a fost un moment în care m-am și certat cu ea de mai multe ori. Și acele certuri au adus să fiu inactiv pe YouTube, fiindcă treceam pentru prima oară prin chestii mai de genul și simțeam că nu mai pot să fac YouTube în momentul ăla și de asta am fost inactiv foarte mult în prima tentativă din cauza că mă certam mult cu pisica, încercam să mă schimb, începeam eu să mă schimb ca persoană, nu mai eram persoana aia happy care era atunci din cauza că eram trist la vârsta mea de 15 ani cât aveam atunci. Cam asta a fost o prima tentativă care m-a schimbat. A doua tentativă a fost când am cunoscut altă fată prin 2017 cu care iar am fost împreună nu știu cât timp. Am adus-o și pe ea la fel în mai multe videoclipuri, dar nu așa de mult ca și pe pisica. Pe pisica cred că orice videoclip am făcut cu ea după ce am cunoscut-o, puii mei. Dar pe fata asta, like,
am băgat-o în animațiile Vagabonzii, dacă mai țineți minte că era un episod în care a vorbit o fată. Fata de care vorbesc acum cred că m-a afectat și mai mult fizic, psihic, pardon, să zicem psihic, la vremea aia. Și am fost prin niște momente foarte, foarte stresante, foarte triste și foarte... Pe scurt, nu era ok și m-am făcut să mă schimb și mai mult ca om, fiindcă începeam să regret, să simt, știu, acea suferință când o ai, când te... Yeah. Și relația aia o ținut cu multe probleme, o ținut vreo 2 ani. În ăștia 2 ani, iar la fel, mi-am lăsat prietenii baltă și îmi pare rău de chestia asta foarte mult. Mi-am lăsat prietenii baltă pentru o fată și că m-am schimbat eu ca om, pentru că eram mereu stresat, nu mai puteam să fac un videoclip, nu mai puteam să fac nimic. Și în momentul când m-am despărțit de ea din nou, n-am avut niciun vlog să mai fac prin YouTube. Mă simțeam ca dracu, mă gândeam dacă mai merită. Mă gândeam doar la ea non-stop, I guess. Și timpul a trecut. Timpul s-a dus. În livestream-uri am început să nu mai fiu... Mai zic bine, când făceam livestream-uri multe, am început să nu mai fiu foarte fericit în live-uri. Mare parte chiar mă forțam să fiu happy, fiindcă nu mai puteam să fiu fericit în momentul ăla cum eram înainte. Am simțit pe pielea mea că, bă, nu mai sunt același, am trecut prin chestii mai proaste și m-au schimbat ca mentalitate și ca om. Și că nu mai puteam să fiu la fel, dar am încercat să mă forțez. Am văzut că nu merge să mă forțez, am văzut că tot în jos scad din cauza greșelilor mele din trecut care le-am făcut pe YouTube și chestia asta m-a demoralizat mai rău. Au mai multe tentative să-mi schimb contentul de YouTube, fiindcă mă gândeam că, bă, dacă eu mă schimb mental, trebuie să schimb și ceea ce fac, altfel nu o să mă simt bine făcând lucrul din trecut. Adică lucrul din trecut fiind lucrul care mă făcea fericit când eram vechiul eu, să zicem așa. Dar nici asta nu a mers, fiindcă lumea vedea că schimb non-stop și non-stop și non-stop, schimb contentul care îl fac și... că nu mai merge la fel cum era înainte. Am făcut al treia sezon de Naufragiații. Aici, din nou, a fost un motiv din cauza că eu m-am schimbat ca om. Adică vreau să fac ceva diferit, dar acel lucru, acea idee că mi-a venit mie să fac diferit al treia sezon în Naufragiații a fost pentru că eu m-am schimbat ca om din cauza problemelor mele din trecut care m-au afectat o țară psihic. Și acolo mi-a pornit iar o explozie după ce, în timp ce filmam Naufragiații, că eu mă forțam din nou să fie fain, mă forțam să a fie bine, dar adevărul este că forțam și prietenii mei să fie, să vină în chestia asta și ei nu prea vroiau, că vedeau că nu-i foarte wow, că este timp pierdut și multe alte chestii de genul. Dar totuși eu încă forțam să o fac. Cu stresul care l-aveam atunci și cu toate durerile de cap care le-am avut în momentul ăla, am reușit să termin să Naufragiații. Cu greu, sincer. A fost un stres inimaginabil, fiindcă n-a fost vina mea. Bine, într-un fel a fost vina mea că am fost stresant. Dar n-a fost vina nici a nimănui care a participat. Asta ca să fie clar, că într-un videoclip mai vechi am spus că a fost vina lor. Ăsta e un alt motiv că am fost schimbat. N-a fost vina nimănui, sincer. A fost vina mea, pentru că am vrut să fac diferit și am forțat lumea să fie în chestia asta, care e foarte what the fuck. Și după am terminat Naufragiații, am zis că nu o să mai fac niciodată seria asta, fiindcă m-a stresat teribil de rău mental, dar lumea încă vroia să mai fac. Bine, nu zic că e ceva rău că ați vrut să fac, chiar nu e deloc ceva rău, adică v-a plăcut chestia asta, i-am făcut pentru voi și să vă fac să vă simțiți bine, să fie ceva enjoyable oarecum, o poveste în Minecraft, da. Dar chestia asta mai mult pe mine m-a afectase în trecut, pentru că vedeam că voi tot ați vrut și pe mine mă afectase. Și iar am venit să mă mai apuc de YouTube, pentru că simțeam că dacă nu o să fac altceva în afară de Naufragiații, nu o să se mai uite nimeni la mine.
Și cu timpul a trecut, am început să dau vina mai mult pe prietenii mei și pe voi oarecum că m-am schimbat, dar adevărul este că a fost mereu doar vina și vina mea. Da. Am făcut mai multe videoclipuri de genul în care am spus motivele de ce m-am fost inactiv, dar adevărul este că eu niciodată n-am spus adevăratele motive. Eu am fost inactiv deoarece am făcut niște foarte multe greșeli în trecut care m-au afectat și m-au schimbat, încât nu mai eram aceeași persoană care eram înainte. Am lăsat prieteni baltă, am fost o persoană nu prea bună care se gândea numai la ea. Și nu prea puneam importanță nimănui decât mie însumi. Asta a fost o chestie care n-a trebuit să o facă nimeni. Când ai o audiență plină de foarte mulți oameni. Și nu mă gândesc dacă a fost adevărat când spuneam că chiar țin la voi. Pentru că nu știu de cât de sincer era chestia aia. Cred că eu când spuneam că țin la voi, că îmi pasă de voi, era mai mult un mod de a spune că o să țin astea în spatele meu și am să continui așa cum am continuat întotdeauna, dar n-a fost așa să fie. În loc să continui cum vreau eu în ghilimele să continui mereu, am continuat total diferit și m-a afectat. Timpul tot trecând, am fost tot mai inactiv, nu mai aveam nicio vlagă de YouTube, nu mai aveam niciun chef să mai fac YouTube, nu mai mă interesa, nu mă mai... pentru că vedeam că nu merită. Că eram cu mentalitatea că nu este vina mea, că este vina altora, că este vina naufragiat. Nu era vina că am făcut eu foarte multe prostii. Și cam asta ar fi tot, în general. Altă greșeală a fost când am făcut nou canal de YouTube. Că l-am făcut al nou canal de YouTube bazat pe aceste greșeli care le-am făcut eu cu Ani. Acum sunt la 22 de ani și încep să realizez greșelile mele și... sincer, mi-aș cere rău în pula mea. Sincer, chiar mi-aș cere foarte... chiar mi-aș cere scuze pentru omul care am fost în trecut și ce am făcut. Mi-aș cere scuze în voi, în primul rând, pentru că voi mă urmăreați, fără voi nu eram ce aș fi. Voi ați fost acolo și v-am făcut să fiți fericiți. Dar eu, în schimb, am fost cam orgolios. Nu prea am păsat de nimeni și făceam numai greșeli proaste. Și pentru asta vreau să-mi cer scuze la toată lumea. Să-mi cer scuze la prietenii mei. Să-mi cer în special scuze ție care urmărești videoclipul, dacă ești printre persoanele care mă urmăresc de mult timp și știu chestiile astea. Și da, m-aș gândi să reîncep YouTube-ul într-un mod total nostalgic, dar și enjoyable, cum eram pe vremuri. Dar acum, cu o minte mai matură și cum am experimentat chestiile astea și am înțeles ce e bine și ce nu, pot să fac o treabă mai bună. Dar asta va depinde de cât de activ mai e canalul ăsta de YouTube, câtă lume mă urmărește, câtă lume ar mai vrea să mai vadă videoclipuri cu mine în stadiul ăsta. Și mă simt bine că am făcut videoclipul ăsta, sincer. Am vorbit ceva ce m-a apăsat. Cred că asta atunci a fost tot. Am să mă uit în comentarii să văd cine o mai ține minte și cine nu o mai ține minte. Cine ar mai vrea să mai vadă videoclipuri cu mine și... da. Din nou o să-mi cer scuze pentru toată lumea. Pentru că am lăsat niște sentimente și... niște probleme care trece oricine prin ele să mă afecteze așa de rău încât să-mi duc eu pe pulă toate idealurile mele și intențiile mele de a face ceva ce îmi plăcea să fac. Atunci cu asta o să vă las pe toți. Eu am fost Timo. Timo bătrânul. Și ne auzim în următoarele videoclipuri. Dacă o să fac, dacă nu, va depinde de voi total. Deci, salut guys!